Oltenii care doresc să muncească peste hotare în următoarea perioadă au de unde alege. Sunt scoase la concurs sute de joburi în diverse domenii de activitate. EURES vine cu o ofertă de nerefuzat din partea unui angajator austriac ce are nevoie de personal calificat în prelucrarea lemnului. Angajatorul are nevoie de 30 de montatori de mobilă. Activitatea presupune livrarea și asamblarea mobilierului la domiciliul clientului. Cerințele locului de muncă sunt calificare profesională încheiată cu examen și minim 7 ani de experiență. Angajatorul solicită totodată cunoștințe bune de limba germană. Salariul este între 24.388 de euro pe an și 42.000 de euro pe an. Durata contractului este pe perioadă nedeterminată, angajare cât mai curând posibil. Cazarea este gratuită și mic dejun în primele două luni. Danemarca vine cu o ofertă în agricultură, peste 200 de locuri de muncă la cules de mazăre, iar Germania are peste 530 de posturi vacante în toate domeniile. Din Austria avem 30 de posturi în prelucrarea lemnului, din Bulgaria un post în domeniul serviciilor, Croația 15 posturi în domeniul construcțiilor, Danemarca 200 de posturi în domeniul agricol, Germania 534 de posturi în mai multe domenii, IT, hotelier, gastronomie, transporturi, în producție și în construcții. De asemenea, avem 80 de posturi din Letonia în construcții și în domeniul auto, Malta 32 de posturi în producție și în aeronautică. Și Marea Britanie vine cu oferte tentante. Peste 340 de posturi scoase la concurs pentru curieri, liberi profesioniști sau muncitori în industria piscicolă. Totodată, Norvegia, Olanda, Polonia sau Suedia necesită personal în toate domeniile. Marea Britanie, 342 de posturi în prelucrarea cărnii, piscicultură, în domeniul medical și curierat. Norvegia, 23 de posturi în domeniile auto, IT, medical, servicii și producție. Olanda, 93 de posturi în industrie, alimentație, în agricultură, horticultură și producție. Polonia, 20 de posturi în transporturi și în construcții. Slovacia, 7 posturi în domeniul hotelier, gastronomie. Slovenia, 8 posturi în producție, în gastronomie și în servicii. Și Spania vine în Olt cu ofertă de peste 800 de locuri de muncă, majoritatea în agricultură. În total, 2282 de posturi vacante în țările din Uniunea Europeană, însă oltenii nu s-au arătat deloc interesați. Consilierul EURES Olt este profund dezamăgit de situația actuală. Dacă până acum erau cozi interminabile pentru accesarea posturilor din străinătate, astăzi nimeni nu mai pare să-și dorească să muncească nici în țară, nici afară.